După ce au fost împachetați în foi de varză, șefii de la sectorul 2 fierb acum într-o oală sub presiune. O investigație a reporterilor Observator a dovedit că fiecare agent comercial din sector este dator cu o sarma, așa că Onțanu a cerut 100 de mii de sarmale. Poliția locală a demarat operațiunea ocupându-se de coordonare și colectare. Patronii n-au cum să o sucească, așa că duminică vor preda oalele pline. De repet, suntem în nouă activitate, vreți să vă perturbați, să vă pierd îndemânarea la sarmăluțe? Un munte de sarmale pune la bătaie Nicolae Onțanu, primarul sectorului 2 de 1 decembrie, mai exact 100 de mii, aproape dublu față de anul trecut, și dacă le-ar fi dat de la el, nu ar fi fost nicio problemă. Numai puțin de 20 de firme din sector au fost însă rugate să livreze sarmale de ziua națională. Reporterii Observator s-au dat drept reprezentanți ai primăriei pentru a vedea condițiile în care s-a realizat această donație. Avem nevoie să suplimentăm un pic numărul de sarmale. Credeți că ne putem mai înțelege? Puneți-mi despre ce-i vorba. Noi stabilisem un număr și anume 5.000. Da. Le putem crește undeva la 7-8.000? Haideți că intru la șeful și vorbesc cu el, da? Nu. Pentru unii, telefonul de la primărie pare sfânt. Îngropați în muntele de sarmale cerute deja, se tem totuși să refuze. Nu pot să vă promit. Da, încercăm? Încercăm, dar nu o luați ca promisiune, vă rog, din suflet. E joi deja, toată provizionarea s-a făcut, să muncești pe la ele. Deci pot să vă promit. Am înțeles. Deci nu o luați ca un refuz, fac tot ce pot și dacă eu o sun și îmi spun ce am rezolvat. E bine? E bine. Știu că am convenit asupra unui număr, dar voiam să vă întrebăm dacă putem să creștem acest număr un pic de sarmale. Ok, transmiteți doamnei Diana și o să-i aud legătura cu dânsa. Lăsați că vorbesc eu cu Diana. În fiecare convorbire telefonică apare un personaj misterios, Diana. Culmea, ea este cea care ne-a și sunat în cele din urmă, să amenințe. Și mai culmea, este vorba despre Diana Tănăsescu, șeful direcției de control al poliției locale sector 2. Eu chiar nu am nimic de ascuns atâta timp cât eu știu ce discut. Subiectul ăsta nu era discutat de mine, eu știu exact ce discut și răspund pentru ceea ce discut. Dar vi se pare normal ca dumneavoastră să vă ocupați de colectarea de sarmale de la agenți economici? Eu cred că este un subiect pe care îl închei în acest moment. Dumneavoastră cred că vă întindeți mai mult decât trebuie. Nu, doamnă, nu mă amenințați, nu mă amenințați că nu obțineți nimic amenințându-mă. Fără să comenteze situația, primăria sectorului 2 a făcut o plângere penală pe numele ziariștilor care au lucrat la această investigație.